mixul așa de și dare și dare. Păi și de ce ai cedat, mă? Am cedat, acum ce vrei, am cedat. Bă, mă, 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 gura ta rupică, bă, cu zile înainte de parc, mă. Bă, vrei să mă ceri sau vrei să mă ajut? Bă, vreau să te ajut, fratele. Vreau să trec cu lumea aici, ce? Haide că a venit. Ce ziceți, mă? Hai să trăiești. Să-ți dă Dumnezeu sănătate și măicuț, să dumnezi împreună cu el, ca să nu lase singurele la greu. Bă, Turia, ne ajute, mă, trăiește iar familia ta să-ți trăiască. Bă, fii atent cum faci. Da, asta e a ta. Fii atent cum faci, băi, e cald să mure. Adi, mă, zi, mă, că eu fierb aici, ce? Deci eu vă dau instalația. Așa. Cu tot, da? Cu microfon, cameră, video, receptor, emisie, tot pachetul, înțelegi? Dar dacă vă prinde... Și ziceți de unde aveți instalația. Bă, vă găsesc ăștia pe fund acolo la Iure. Adică, bă, că suntem, bă, suntem oameni cu ce dracu, mă, stai liniștit. Aveți dubă? Ce să avem? Dubă. Pentru ce? Păi ca să stea ăsta în dubă, mă, să șoptească acolo, să ai în ureche pe cineva, nu? Facem rost. Da? Bine. Hai, sănătate, să fie într-un cer. Mersi mult, Doriane, să-ți dă Dumnezeu să-ți dă. Da, mă, stai liniștit. Ce ești așa crispat? Mi-am luat costumul ăsta pe mine, un costum am și în ăsta mă simt, zici că sunt împăiat. Ești foarte prezentabil, mergi la bac, nu la discotec. Gata, relaxează-te puțin. Inspiră, respiră. Așa, bravo, bravo. Eu totuși nu înțeleg de ce n-a venit Malone aici să te susțină, poate te mai liniștea un pic. Păi nu că a fost anul trecut și am avut așa senzația că mi-a purtat ghinion și a zis să nu mai vii la nostru. A, tu știi. Dacă nu iei bacul, poți să te angajezi la mine în Torino, la nightclub. Faci și tu niște bănuți. Aoleu, trăite în familie de tot, trăiască. Să mă rădumită, bălașă. Gata, iubire, calmează. Mă duc. Iubire, să te ajute Dumnezeu și micuța Domnului împreună cu el ca să nu lase singură la... Greu. Toată viața mea, te iubesc. Bă, mă auzi? Bă, sunt de 20 de minute aici, mă auzi? Începem, nu? Da, vă rog, cu cine? Marea Robert. Căruna. Se scrie Marea, dar se citește Manea. Manea Robert. Alo, vă robică, sunt în dubă. Vă robică, mă auzi? Să moară mama, vezi că e multe interferențe. Să moară mama. Da. Să moară familie. Mata, nu ești profesoară? N-am dat bacul anul trecut cu mata, când mi-a picat miorița, dar m-ai umplut de nervi. Să moară familie. Faci profesorat în pasiune, pișeră, mai stă mă pișeră. Hai, la revedere. Săruna, să vă dea Dumnezeu sănătate și mai cu sau Domnului împreună. Mulțumesc, să mulțumesc. Așa. Ce bilet ai? Ăsta. Ce scrie pe el? Deci tema și viziunea despre lume în romanul Morometi. Așa. Bun. Așa, poftim. Așa. Deci tema și viziunea despre lume în romanul Morometi. Așa. Morometi. Robică, mă auzi? Mă rog, ți-am auzit. Dumneavoastră, da. Morometi este... Adică tema. Da. Măi, băiete, hai să începem cu simbolistica finalului, da? Ce a făcut? Simbolistica finalului. Tăierea? Tăierea? Gata, bă, Rubica, hai că te aud. Zi din prima... Tăierea? Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Morometi, boule. Ce-a spus? Nu, mă bucur că mi-a picat Morometi, că e primul subiect care l-am învățat când am început să văd pentru băg și mi-a rămas undeva în materia aceea, adică asta mă bucurăm. Morometi, boule, bine! Mă, băiatule, ce taie Moromete în finalul romanului?
Salcâmul. Falcâmul, cum? Bun, asta e. De ce îl tai? Salcâmul lui, are tot dreptul să-l tai. Care e simbolistica tăierii salcâmului ăsta? Bă, Robică, fii atent! Destrămarea satului tradițional. Dărâmarea satului transilvanean. Ce spus? Dărâmarea satului. Destrămarea satului tradițional. Păi zic cu dicție, băule. Cu cine vorbești? Cu mine vorbesc, că am probleme de dicție și mă enervează, că m-a dat mămica de mic și adică fac în continuare exerciții cu creionul în gură. Da. Ceea ce vă recomand și în asta, să vorbiți cu ceva în gură. Bine, bine, da. Măi, băiatule. Da. Tu dacă îmi răspunzi la întrebarea asta, ai 6 și am scăpat de tine. Ascultă. Cum erau așezați la masă cei din familia Muromete? Hai. Aoleu, să moară mama. Să moară mama. Adică cum era așezat la masă? Păi adică în ce poziții? Că spune că ai citit. Păi am citit și dracu, eu minte aici așa. Așa, și atunci? În ce poziții? Cum erau ei așezați la masă? Bă, Robică, să moară mama, vezi că e întrebare perversă rău de tot Trăiția Neamuță, că trebuie să citesc tot romanul Muromeții Trăiția Neamuță, ca să răspund la întrebarea, că nu există Trăiția în toate cărțile astea de comentarii, că ca mașinile s-a măcat și cine le-a scris? În fund. În fund, dar ce poziții? Nu, cum stăteau ei la masă? Îi șezut. Măi, băiatule, te întreabă unde stătea fiecare la masă. Unde stătea Muromete, poftim? Unde vroia el, că el e Muromete, nu? Foarte bine. Și unde vroia el? Hai, Romic. În capul la masă? În capul mesei. Bravo, 6, ieși. Pe bune? Da, da, bravo, felicitări, 6. Mamă, ce-am știut. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el, ca să nu lase singură la greu. Mulțumesc, la revedere. În rumână. Bravo, bă, Robică! La revedere, mi-e rău. Da, ești băul. În rumână. Nu te dracu. Ce emoție am. Bine. Ce făcut, iubire? Am luat prima probă! Am luat prima probă, vă pupă tătutul vostru! Ian! Ian! Am luat prima probă! Now tell me your money and make a stack. I'm on to the next one. On to the next. I'm on to the next one. On to the next. Gata, Robică, Trăiți Arne Mută să stresc. Ăsta e ultimul tău examen. Butoanele merge, sunetul merge, totul merge perfect. Robică? Haide, mă! Aoleu, mă, că ți-ești curat. S-a ars ăsta, s-a rupt ăsta. Aoleu! Bă, Robică, dă-i-le, mă, că ne-a rezolvat. Iartă-mă. Cum? Gata, m-ai rezolvat cum acum cu cuvetre. Bă, are... are și pasta. Ce trecu miroase așa, mă? E de la mine, mă, că n-am decât un costum ăsta, l-am purtat tot bacul. Da, are și tehnologia să înștii chichiții. Ce dracu să-i faci? Și ce ai făcut până la urmă? M-a rugat la Sfântul Părinte Arsenie Vuca și am pus la nimerel. Am înțeles. Și câte întrebări erau? Foarte multe. Mm-hmm. Și variante? Nu m-a întrebat. Păi pinși, mă. Mersi de încurajare, Doriane. Ce să sună? Iubire? Da. S-au afișat rezultatele, hai să vedem. Nu încurajează pe mine. Hai, te rog. Nu, mă, hai veni mâine, s-a afișat-o pe net. Aici, stai că mă duc eu. Da.
Doamne Iisuse Hristoase, să dea Dumnezeu sănătate și mai cu Domnului în împreună greu, ca să nu lăsă singură la greu. Știu că n-am învățat, știu că... Te rog eu frumos, dacă mă ajut anul ăsta, mă las de fumat, mă las de băut, mă las de rele, mă las de orice. Pun o listă cu ce vrei să mă las și mă las de orice. Ajută-mă anul ăsta. Rabi, hai să mergem acasă. Ai luat bacul, iubire. Ce-am făcut? Ai luat 70. Mute! Cât a luat la istorie? 6 și ceva, nu știu. La istorie? Da, iubirea mea, ai luat notă de trecere la toate materiile. Ți-am zis? Ți-am zis? Ai luat? Nu l-am luat. Păi ce să-ți fac cu metri, învățat? Ne vedem acasă. Te iubesc. Te iubesc. Ia uite. L-am sășa. Da, mă. Ce ai, mă? Bă, ce ai, bă, Robi? Ce are, mă, ăsta? Acum mi-a picat. Cum dracu să mă asemenea ghinion, băi, cum e trebuie? Ce ghinion ai? Ce ghinion, mă? Bă, voi vă dați seama că te întâlnești cu un asemenea noroc o singură dată în viață, mă? Adică? Adică să nimerești atât de multe numere de... Bă, tu știi câte întrebări erau la bac? Să moară domnița, bă, băi, cum e trebuie, puteam să joc la 6 din 49 să-mi consum norocul ăsta, mă, nu pe un c*** de bag, băi! Adevărat. Robi, fii atent, noroc aici. Du-te, dracu, stai de aici. Ce vrei?